Toate aceste deșeuri se transformă în îngrășământ organic, care mai apoi îl folosim la plantarea legumelor, la sădirea pomilor, în așa mod că tot ceea ce ar trebui să aruncăm devine un beneficiu pentru familie și, nu ultimul rând, pentru mediu. E cea mai ușoară și cea mai ieftină metodă de a recicla deșeurile și cea mai veche. Cât noi punem tot la un loc, cu atât cantitatea de deșeuri mult mai mare. Însă noi putem să o înjumătățim prin compostarea deșeurilor astea organice. Compostarea se limitează la o mini-groapă așa improvizată în care noi aruncăm toate resturile ce țin de legume. După o perioadă, ele într-adevăr se fermentează. Orice resturi de mâncare vegetală pot să nimerească în compost. Niște iarbă care am tăiat-o 3 luni în urmă, am aruncat și gata. O să vedeți că partea uscată o să sugă excesul de umiditate și mirosul o să dispară. Niciodată n-am dat foc la frunze, le lăsăm să putrezească și pe urmă le împrăștiem pe grădină. Chiar și pe vecii îi sfătui să nu dea foc la frunze, că ele sunt foarte otrăvitoare și dăunează sănătatea oamenilor. Toate deșeurile organice care le producem și care vin în urma pregătirii produselor alimentare vin puse în acest coș de compost care pe parcurs a 6 luni, ori poate și mai mult, ne dă posibilitate să avem un compost bun pentru flori, pentru grădină și chiar să le arătăm copiilor cum din niște frunze uscate sau niște plante apare acest pământ, acest compost organic. Toamna, înainte de a prelucra pământul, îl împrăștiam pe suprafața grădinii și în primăvară, puțin de 5 cm, cu colțul furcii, afânăm pământul aleac sau îl aerisim. După ce plantăm plantele, primăvara, punem un strat de 20 cm de paie. Paiele păstrează umiditatea solului și se formează insectele și râmele care dau oxigen la pământ ca să ajute planta să dezvolte mai bine.